Mulțumesc, domnule președinte, ședință. Stimați colegi, accesul la educație este un drept fundamental garantat de Constituția României, dar guvernele noastre nu au reușit să-l conserve și să-l protejeze. În prezent, România se află în coada Europei în ceea ce privește abandonul școlar, cu o rată de 16%, ceea ce reprezintă mult peste media europeană. Zilele acestea, când tinerii noștri susțin examenul maturității, bacalaureatul, este necesar să reflectăm puțin asupra cifrelor deja alarmante. Un sfert dintre copiii care au început clasa 1 acum 12 ani n-au mai ajuns să dea bacalaureatul. Practic, din cei 206.000 de copii care au început școala în urmă cu 12 ani, 50.000 nu au ajuns să dea bacalaureatul, conform datelor oficiale ale Ministerului Educației, citate de edupedu.ro. În plus, alte 41.000 au urmat cursuri în școli profesionale. Aceste cifre dezolante ne arată că mulți tineri sunt abandonați de sistemul nostru de educație și rămân în urmă, fără șanse egale la un viitor promițător. Statul român a eșuat în misiunea de a asigura accesul la educație până la capăt pentru acești tineri. Problema abandonului școlar nu se limitează doar la clasa 12-a, pentru că de-a lungul timpului mai mulți elevi au fost pierduți pe drum, începând din clasa 1 și până în prezent. Această realitate este inacceptabilă și necesită acțiuni imediate și eficiente din partea Ministerului Educației, care are o responsabilitate majoră în rezolvarea acestei tragedii naționale. Reducerea abandonului școlar trebuie să fie un obiectiv prioritar și asumat de către minister. În plus, profesorii au organizat cea mai importantă grevă din istoria învățământului românesc din ultimele două decenii, iar elevii și părinții și întreaga societate civilă au criticat în mod insistent proiectele de lege privind educația. Astfel, tensiunea din sistemul de învățământ persistă, iar asta nu este o situație pe care o putem ignora. Vedem că proiectul de țară al președintelui Iohannis, România Educată, nu se poate materializa, iar promisiunile făcute în urmă cu aproape 10 ani au fost cu toate încălcate. Trebuie să înțelegem că educația este o investiție pe termen lung și că acțiunile de azi vor avea un impact major asupra viitorului nostru ca națiune. Nu trebuie să stăm deoparte și să acceptăm sărăcia educațională a tinerilor noștri. Fiecare decident are un rol important de jucat, fie că este vorba de parlamentari sau membri ai guvernului, și trebuie să oferim șanse egale tuturor tinerilor noștri ca să putem să inspirăm să-și atingă potențialul maxim. Este necesară reducerea abandonului școlar și trebuie să creăm o Românie în care niciun copil să nu fie lăsat în urmă. Doar prin educație putem construi un viitor mai prosper pentru viitoarele generații. Vă mulțumesc, Brian Cristian, deputat de Maramureș.